Și ne dezicem de teritoriul ăsta. Cu asta ne încurcă. Mergem în direcția Europei. Sigur, fără război. Dar la noi merge vorba de război? Și nu mai este așa o problemă mare, pur și simplu. Întrebările acestea trebuie să le rezolvi diplomații, politici. Nu ești care trebuie să fie un politic copt la cap. Voi nu înțelegeți chestia. Vă rog, informați-vă. Cred că conducerea țării, ei pot ajuta, ei pot face lucrul ăsta, să meargă, să comunice cu ăștia, să nu ignoreze, să-i cheme aici, să vorbească, totul. Am auzit și ce vor într-un fel să rezolve. Ca într-o casă, cine rezolvă dacă nu stăpânii casei? Ei mai vin vecinii, dar ce, ei pot face ceva? Și ne dezicem de teritoriul ăsta. Asta e părerea mea, vreau că și-o am de mulți ani. Nu văd. Au crescut generații care deja s-au născut în, să o numim țară, așa cum îi zic ei. Ei nu știu de altă țară. Ei știu că asta e țara lor și atât. Și îi convinge pe generația asta care acum au crescut, care au crescut într-atât educați cu așa ură față de Moldova. Ne răspund din cunoștință de cauză că am avut mai multe deplasări în teritoriu și prin anii 90-2000 și răscură este imensă față de noi, față de statul Republica Moldova. Se pornise cândva conceptul de 5+2 și noi chiar la facultate studiasem că doar în mod pașnic, doar în mod diplomatic cu persoane din Uniunea Europeană alături, cu diplomați care ar putea să vină să ne dea sfaturi cum de făcut, sigur fără război, deci doar în mod diplomatic văd. Eu văd în mod pașnic să intrăm Republica Moldova în Europa. Și atunci când am intrat în Europa, tot o să rezolvă de sine. Nu trebuie forțat nimic, mai ales acum când spiritele sunt foarte incendiare. Calm, liniștit, fără emoții, cu mișcări sigure, lent de intrat în Uniunea Europeană. Reintegrarea în mod pașnic înseamnă prin proces de negocieri. Proces de negocieri asistat de mediatori internaționali, în cazul dat, întâi de toate, este vorba de Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa. Este stabilirea unor principii legate de reintegrarea țării, un scenariu de reintegrare economică și socială, întâi de toate, urmate de definirea statutului politic, așa cum a fost stabilit în legea privind viitorul raioanelor de est a Republicii Moldova, adoptată de Parlament în 2005. Republica Moldova este determinată să nu folosească forța, să nu folosească presiunile de niciun fel pentru obținerea acestui deziderat de reintegrare, ori scopul pe care ni l-am pus este reintegrarea nu doar a unui teritoriu, este și reintegrarea celor cetățeni care timp de 33 de ani au fost rupți de restul teritoriului Republicii Moldova în mod voluntar, samovolnic, de către o autoritate nerecunoscută internațional, susținută de Kremlin și de forțele militare ruse atunci în iulie 1992. Cred că cel mai mare obstacol este că cei din zona transnistreană sunt cumva pro-ruși și atâta timp cât acolo vor fi și forțele ruse și influența rusă, pe moment nu văd o soluționare, atâta timp cât stau încă cumva paravanul rusesc, stă acolo. Un sistem criminal care, de bună voie, nu vrea să, și nici nu să vă lăsa de care venituri. Într-a doilea rând, vreau să zic că oamenii care s-au născut după 90 acolo, văd că asta e țara lor, nu știu, nu cunosc, asta a fost o bucată din Republica Moldova sau că ei știu că bandiții moldoveni au venit și i-au împușcat și asta vreau zic, propaganda care zi de zi difuzoarele de la Bender, Tiraspol difuzează informația asta că... Pentru că chestia de unire cu România a fost chestia cu Transnistria, ea s-a dispărțit din cauza asta, că noi vrem să fim români. Voi nu înțelegeți chestia. Vă rog, informați-vă. Asta e. Limba. Limba moldovenească. Nu mai există. Este română. Nu cred că acum cineva poate să asigure 100% pacea în orice țară din lume. Vedeți ce se întâmplă și în Orientul Mijlociu și
atâta timp, cel puțin cât este Rusia undeva un punct care mereu vrea să intervină în politica țărilor, nu văd. Ar fi un teritoriu controlat, care poate să asigure și securitate. S-ar lupta cu corupție, cu banditism, și cred că ar fi o... securitatea ar fi mai mare, mai sporită. Da. Foarte multă siguranță cu Europa, pentru că ei nu sunt dușmanii noștri. Procesele de reintegrare ale Republicii Moldova sunt puternic conectate cu războiul din Ucraina, care a schimbat accentele în raporturile dintre Chișinău și Tiraspol. Retragerea trupelor ruse din Transnistria e un factor cheie pentru posibilitatea de a ajunge la soluționarea conflictului transnistrian. Demilitarizarea regiunii înseamnă inclusiv transformarea care trebuie privită prin prisma demilitarizării. Fără acest pas esențial, reintegrarea rămâne dificil de realizat. Influențele externe, în special din partea Rusiei, reprezintă o altă provocare semnificativă. Rusia menține trupe în Transnistria și susține regimul separatist, ceea ce destabilizează regiunea și subminează suveranitatea Republicii Moldova. Însă, la moment, avem un set mult mai mare de pârghii de reintegrare a țării, cum ar fi pe plan economic, fiscal, dar și social. Pe lângă acestea, integrarea regiunii transnistriene trebuie corelată cu integrarea Uniunii Europene. Reintegrarea poate contribui la consolidarea unității naționale și stabilitatea statului, dar acest proces trebuie să fie însoțit de reforme democratice, economice și de justiție. Succesul depinde de dialog, compromis, dar și sprijin internațional.